Prințesita mea, la mulți ani, la mulți ani, piticotul meu. Oricum o să rămâi piticotul meu pentru totdeauna. Îți doresc să fii binecuvântat în viață, numai cu bucurii. Cu multe vise pe care să le poți împlini. Cu înțelepciunea să poți să treci peste provocări. Și nu în ultimul rând, cu multă sănătate și cu pace în inimă și în minte. Noi, gemeni, avem mare, mare nevoie de asta. Ce să-ți spun? Tot ceea ce îți dorești tu pentru tine, asta îți doresc și eu. Am vrut nespus de mult să fiu alături de tine într-o zi așa specială, așa că ți-am făcut acest filmuleț cu mesajul din inima mea. O să te vezi pe tine în ochii mei, prin ochii mei, și sper să-ți placă și să te bucure mult ceea ce o să urmeze. Te-am așteptat cu atâta nerăbdare să vii pe lume. Copil fiind eu, la vremea aceea, entuziasmul meu la venirea ta pe lume a fost unul nespus de mare și realizez acum unul de neuitat. Primul bebe din familie. Ne-ai umplut viețile de bucurie, ne-ai adus atât de multe zâmbete pe fețele tuturor, iar expresii ca și taptenu sau hai tată că ne pau ținu, astea rămân memorabile în istoria ta. Ce copil frumos, ce copil cu minte. Sper să-mi dea Domnul un bebe așa cum ai fost tu. Te-am îngrijit cu atâta drag și acum îi mulțumesc vieții că am avut ocazia să o fac. Am învățat atât de multe pe care am acum ocazia să le pun în practică. Te-am așteptat. La fel de memorabile sunt și diminețile alea la ora 5, când te trezeai pentru lăptic. Și ghiși cine dormea cu tine în brață până ce m-am încălzat lăpticul? Miha, bineînțeles, care tocmai se întorsese acasă de la discotecă. Doamne, ce amintiri frumoase! Apoi ai crescut, ți-ai desăvârșit talente diverse. La desen, spre exemplu, te-am bănuit întotdeauna. Din primul moment în care ți-am văzut caietul cu toate rochițele, desenate și colorate atât de frumos. Apoi ți-ai format propriul caracter, pe care poate eu îl pot înțelege un pic mai bine. Așa suntem noi, gemenii. Căpoși, impulsivi, sloboți la gură, perfecționiști, dar cu un suflet senin, care nu cunoaște răutatea și nici invidia, un suflet care oferă iubirea totală și necondiționată. Azi, că mâine poate să răzgândește. Și cum știu că îți place tare să asculți sfaturi de la ceilalți, ți le ofer și pe ale mele. Să nu uiți niciodată că viața se compune din momente. Nimic nu durează o veșnicie, totul este efemer și trecător. Dar, ipotetic, experiențele și amintirile călătoresc cu noi în timp. Viața te poate trimite departe în căutarea drumului tău. Încarcă-te de momente cu cei dragi ție. Păstrează și grijește amintirile lor. Sărută-i mâinile la mama Zană, mama noastră dragă. Mâinile alea ne-au îngrijit pe noi toți cu atâta dragoste. Fă-o cât încă o mai ai aproape. De la depărtare, o poți face doar în gând și cu lacrimi care spală dorul și distanța. Iubește-ți părinții și fratele, o să vezi că în viață sunt singurele iubiri necondiționate, singurele veșnice și singurele care îți umple sufletul.
La ele o să te întorci mereu, oriunde ai merge. Iar când viața ți se face grea, el o să-ți fie acolo, să-ți ușureze sufletul și să-ți amintească mereu cine ești, ce valoare ai și cum să te apropii din nou de tine. Iar pentru că viața se compune din momente, hai să-l facem pe ăsta unul de neuitat. Am venit cu mare iubire să te strâng în brațe, să-ți fiu alături și să petrec cu tine și cu toți cei dragi mie în cinstea ta. La mulți ani! Și cum știu că îți place tare să asculți sfaturi de la ceilalți,